Dragi prieteni din RAC, haideți să vedem la RAC pentru săptămâna viitoare. Racii sunt foarte fericiți, o să fiți foarte fericiți în dragoste, o să se împlinească acea dorință care dumneavoastră o aveți de mult timp. Dragoste sinceră, vă văd împreună cu o persoană. Haideți să mai vedem. Un blocaj, scăpați de un blocaj, vă deschideți, treceți peste un blocaj, da? Dar nu este ceea ce credeți dumneavoastră, nu este împăcare, nu este. Nu, este doar un fel de... Nu știu, până la urmă să știți că vă împăcați bine, dar nu deocamdată. Poate va fi un pas după aceea... Uite, sunteți legați de dragoste ca un adictiv, știți cum se zice. Nu puteți să stați fără această persoană. Nu puteți sta fără această persoană la care vă gândiți, pe care o iubiți. Deși există un blocaj, există dragoste adevărată, dar este un blocaj provocat de o femeie, care femeia aceasta este, dumneavoastră poate sunteți la distanță de această persoană, dar acolo lângă persoană este o femeie sau o persoană care îi dă târcoale. Și mai arată pentru unii că vorbiți despre căsătorie, faceți planuri, alegeți data când să vă căsătoriți, arată că o să vă căsătoriți fericiți, dar sunt și unele blocaje, dar vă deblocați și vă împăcați, vă înțelegeți. Mergeți în călătorie de nuntă, probabil. O să fiți foarte fericiți, racul. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.